Liber la terase, ziua de 1 iunie vine cu al doilea val de relaxări în România după cel din 15 mai. Mult așteptata deschiderea teraselor este în prim plan. Centrul vechi al Bucureștiului a fost din nou animat încă din noaptea de duminică spre luni, după mai multe de două luni de restricții în care inclusiv în cursul zilei străzile au fost aproape pustii. Patronii teraselor s-au pregătit cum se cuvine de marea redeschidere de la 12 noaptea, întâmpinându-i pe oameni cu muzică bună și bucate alese. Cu toate cele trebuincioase care ne-au dat ordine. Am făcut distanțare, am făcut mesele cu tot ce trebuie pe ele, am singurul lucru care nu acceptă clienții este chestia cu registrul. Au venit clienții, s-au ajutat la masă, i-am rugat ca să-și noteze datele, s-au sculat de la masă și au plecat. Deci asta e cea mai mare aberație care au putut să o facă. Pentru a se putea păstra regulile de distanțare socială, în acest moment cu mine la masă mai pot încăpea încă 3 prieteni. Iar pentru ca toate aceste lucruri să fie posibile, la orice terasă se va face o rezervare în prealabil. Stăm la curte, am fost privilegiați, dar e de bun augur. Să ies pe afară cât mai mult. Cam așa. O mică plimbare și către casă. Acelea de a ieși la aer, la așa cum o făceam înainte. Poliția a fost și ea prezentă la datorie pentru a vedea dacă măsurile impuse de autorități sunt respectate.